Bună ziua și bine ați venit la 360 de grade. Conjuncție Soare-Saturn, Trigon-Venus-Marte, quadratură Neptun-Jupiter, iată câteva dintre aspectele specifice săptămânii viitoare. Moment de inversare a anumitor reguli în favoarea redresării energetice, context de mare forță spirituală, emoții care ar trebui dirijate corect, participarea afectivă la problemele celorlalți. Iată ce ne propune perioada imediat următoare. Vom discuta despre aspectele astrale specifice săptămânii care urmează alături de Cristina Hlusac, terapeut. Bună ziua, Cristina, și bine ai revenit. Bine te-am regăsit, Alina. Am văzut săptămâna următoare are câteva aspecte deosebit de interesante. Vorbeam despre această conjuncție, de fapt o aglomerare de planete în semnul Capricornului, e un semn de mare responsabilitate și de mare forță anul acesta. Soare, Saturn, Pluto în acest semn și conjuncția Soare-Saturn, care știm deja ce înseamnă, răsplătirea eforturilor noastre cu adevărat acolo unde am depus efort, acolo unde ne-am asumat responsabilități, acolo unde suntem foarte buni specialiști și acolo unde, pe scurt, ne facem treaba așa cum trebuie. În plus, mai avem un aspect foarte interesant. Am tot vorbit despre această quadratură Neptun-Jupiter, care ne obligă să fim corecți, chiar și acolo unde până acum poate nu am văzut lucrurile foarte clar. Ca atare, sfătuim pe toată lumea să facă puțin ordine, să-și facă oamenii de fapt ordine în viețile lor, pentru că momentul astral prezent ne avertizează asupra posibilității de a apărea anumite probleme, nemulțumiri, neliniști sau chiar mici avertismente acolo unde nu facem lucrurile chiar așa cum ar fi corect din punct de vedere divin. Și nu în ultimul rând, aș vrea astăzi să vorbim despre Marte, aflat pe un grad analitic în semnul peștilor, un semn în care această planetă nu este foarte confortabilă, și Uranus, de asemenea, aflat tot pe grad analitic în semnul berbecului. Știm că atunci când două planete responsabile cu agresivitatea și cu imprudențele, cu tot ceea ce înseamnă lucruri neprevăzute, pe un grad dramatic, cum este acest grad 29 în fiecare zodie, se pot întâmpla tot felul de lucruri, de situații cu, spuneam, grad mare de risc, de neprevăzut, motiv pentru care trebuie să fim foarte atenți câtă energie depunem, să nu fim nici prea activi, să nu muncim prea mult, să nu fim imprudenți, să nu conducem cu viteză, să nu facem lucrurile foarte ușor, să nu fim agresivi, să avem grijă cum mânuim diverse obiecte tăioase sau cum spuneam, cum conducem și așa mai departe. Deci tot ceea ce ține de activități cu grad mare de risc, conflicte, certuri și tot ceea ce presupune ideea de dispută, polemică sau bătaie până la urmă, trebuie tratate cu mare atenție. Mai mult decât atât, și nodul nord, care reprezintă misiunea noastră în viață, este destul de tensionat zilele acestea, de aceea putem să avertizăm asupra faptului că va fi puțin mai greu să intrăm pe linia noastră de destin, pentru că avem foarte multe activități adiacente care ne pot îndepărta de ceea ce cu adevărat reprezintă misiunea noastră. Un sfat general acum, înainte de a intra, de a discuta despre zodia berbecului, este acela de a fi foarte atenți să nu divagăm prea mult, să nu ne îndepărtăm prea mult de destinul nostru prin activități, spuneam, conexe. Ce putem spune despre perioada imediat următoare, Cristina? Într-adevăr, așa cum ai spus, sunt foarte multe schimbări și aș invita telespectatorii noștri să meargă în timp, să se gândească exact acum 12 ani, la sfârșitul anului 2016, începutul lui 2017, cu siguranță, nu mă scuzați, 2006-2007, exact 12 ani în urmă, cu siguranță toată lumea atunci a avut schimbări, pentru că acele schimbări se întorc acum. Deci este energia lui Jupiter, care a revenit din noiembrie și va fi cu noi până în 2 noiembrie 2019, diferit pentru fiecare zodie. Deci iată că noi suntem în acel punct de atunci, 2006-2007. Deci, dar diferența că noi suntem mai maturi, mai evoluați, poate experiențele ne-au învățat foarte multe. Deci o să vom vedea cum acest Jupiter, care este și planeta de vindecare, de noroc, ne va influența pentru, pe fiecare în parte, pentru fiecare casă. Deci să începem cu berbecii, a spune. Marte, cum ai spus, conducătorul berbecului, acum vizitează pești. Deci este bine pentru ei să-și mențină puțin partea aceasta de socializare, pentru că berbecii au o mare lună înainte. Deci luna ianuarie pentru berbeci va fi foarte benefică, cu cele 5 planete în Capricorn, așa cum ai spus, dar toate sunt la berbeci, în casa 10-a, de onoare, de premii, de realizări. Deci iată că și o nouă eclipsă de soare, care va fi în 5 ianuarie 2019, deci pentru berbeci, anul care vine va aduce o mulțime de activități, vor fi foarte activi, deci chiar dacă doresc să pună
stop din când în când acum, stop joc și să da. Facă o mică pauză îi ajută foarte mult. Mai ales martele va fi foarte mult de folos pentru că și luna viitoare vine cu un nou început. Va fi foarte mult activ pentru ei, nu numai din 31 decembrie până pe 14 februarie. Deci toți am dorit să-l avem pe Marte de partea noastră, să ne ajute să începem ceva nou cu, și să ne ajute foarte mult cu, pentru că le dă mult curaj. Noi toți am simțit că Marte a fost retrograd, cu siguranță fiecare planetă. Dar anul nou vine pentru ei foarte bine, cum am spus, vor simți nevoia să sărbătorească mai mult într-o sărbătoare liniștită cu câțiva prieteni, pentru că așa cum ai spus și Saturn și Soarele, orbitează foarte aproape pe 31 decembrie și știm că Saturn este planeta de gheață, Soarele planeta de foc, deci când este gheață cu foc, probabil ei se vor simți mai mult epuizați. Se simt că au foarte multe sarcini de făcut, și, dar vor fi foarte mult susținuți de Marte până pe 14 februarie, cum am spus, și este un mare avantaj pentru ei, pentru că toată lumea dorește Marte de partea lor, vor avea o atenție deosebită, vor fi mai productivi, îi va ajuta să înceapă un nou an cu un optimism, cu vicoare, cu încredere. Deci berbecii o să inițieze cu siguranță o nouă afacere. Probabil și 12 ani în urmă au început o nouă afacere. Dacă se simt descurajați de rezultatele pe care le-au avut atunci, acum suntem altfel, cum am spus, și avem alte planete care ne ajută, deci alte energie în Universului pe care oferă. Ce deci, cu siguranță, eclipsa nouă da. De soare din 5 ianuarie vor aduce modificări la locul de muncă. Mai ales noi știm că eclipsele de soare au de-a face mai mult cu energia masculină, deci pot fi eventuale schimbări în menageriat sau schimbări la locul de muncă, schimbări la care poate nu se așteaptă. Da. Ei sunt cam încăpățânați, noi știm, dar au nevoie să fie flexibili. O toate concluzie aceste... pentru berbeci? Deci, chiar dacă au avut un an mai dificil, să nu-și piardă speranța, dar au nevoie să aibă acel impuls încrezătoare și să nu fie foarte rigizi cu toate aceste schimbări, pentru că, în definitiv, Universul ne oferă foarte multe șanse și să evoluăm. Pentru că au nevoie probabil să se libereze și de acea agresivitate și singurătate. Au mereu tendința de a face totul singuri. Deci acum Universul le oferă multe șanse de a avea multe realizări și cu siguranță vor începe un business. Deci au energia bună să o facă. Zilele acestea, pentru nativii berbec, aș vrea să ne concentrăm mai mult pe perioada aceasta de trecere dintre ani. Zilele acestea, pentru nativii berbec, spuneam, Marte pe grad anaretic în casa a 12-a, vorbește despre faptul că multe activități, multe acțiuni care cu adevărat îi reprezintă trebuie să fie foarte bine analizate pentru a fi repuse în practică odată cu începutul anului. 1 ianuarie 2019 vine pentru nativii berbec cu intrarea lui Marte în semnul lor, ceea ce arată foarte multă energie, foarte mult elan cu care berbecii încep anul și își pot propune lucruri pe care anul acesta nu le-au pus în practică. De asemenea, ce le mai recomandăm nativilor berbec, pentru că în perioada imediat anterioară au fost situații în care poate nu au știut exact cu cine colaborează. Nativii berbec ar trebui să înțeleagă psihologia oamenilor cu care colaborează pentru a atinge cotele pe care cu adevărat și le doresc din punct de vedere profesional. Este foarte important pentru ei să își facă ordine în viață. De asemenea, un aspect relevant, avem Pluto, Saturn, Soare, acest stelium despre care vorbeam în semnul atât de responsabil și serios al Capricornului, aș spune chiar zodia care cel mai mult dintre toate știe să-și asume responsabilități și să muncească cu adevărat. Pe nativii berbec, acest stelium îi prinde pe casa, chiar pe casa Capricornului. Și în semnul Capricornului și pe casa Capricornului, o casa seriozității și a responsabilităților, ceea ce înseamnă că ei trebuie să-și facă ordine în viață. Peste tot acolo unde nu este. Dacă vorbim despre nativ berbec care nu au ordine în viața lor profesională, ar trebui să facă tot posibilul să-și găsească un loc de muncă potrivit, care să-i poziționeze într-un anume fel, sau să se simtă important, sau să simtă că fac ceea ce le place, sau să simtă că cu adevărat sunt valorizați. Pentru nativii berbec care, spre exemplu, nu sunt în regulă în viața personală, acest stelium din semnul Capricornului, pe casa Capricornului pentru ei, îi invită de asemenea să
înțeleagă ce partener și-ar dori, cât de mult și-ar dori o viață responsabilă și serioasă pentru cei care sunt deja căsătoriți, de asemenea pot face lucruri foarte importante alături de parteneri. Pentru nativii berbeci care, să spunem, nu sunt mulțumiți cu locuința în care stau, de asemenea este o șansă, o oportunitate de a pune lucrurile la punct în acest domeniu, nu știu, ori de a face o achiziție, ori de a se interesa mai mult cum să facă în așa fel încât să își aranjeze o situație domestică confortabilă și așa mai departe. Deci, practic, pentru ei, perioada imediat următoare invită la responsabilizare. Ei, de asemenea, își găsesc motivații suplimentare intereselor lor. Spre exemplu, pot fi nativ berbec care nu se mai simt motivat să facă un anumit lucru, o anumită activitate, o anumită acțiune. Pentru aceștia, perioada le vorbește despre curaj. Curajul de a face tot posibilul încât să intre pe tronsonul dorit și pur și simplu să găsească vitalitatea necesară de a pune lucrurile în practică. De asemenea, ar trebui să înțeleagă și semnificațiile anumitor cumpene pe care le-au avut în 2018, pentru că întotdeauna spuneam, atunci când se produce această buclă temporală, atunci când se trece dintr-un an în altul, vorbim despre cu totul și cu totul, despre o energie mai aparte, o energie care vine cu mult mai multă infuzie, cu mai multă putere decât pe parcursul anului. Fiecare dintre noi, practic, trebuie să facă lucruri suplimentare la acest sfârșit de an, să vadă unde sunt neregulile, unde sunt restanțe, unde trebuie să ne cerem iertare, unde, din potrivă, trebuie să ne retragem, unde trebuie să fim tranșanți. Spre exemplu, dacă sunt nativ berbec care s-au certat foarte rău cu anumite persoane în 2018, ar fi foarte bine, și dacă ei sunt convinși că acele persoane sunt persoane rău intenționate sau persoane care nu sunt sincere sau care le poartă ghinion sau sunt dușmănoase, bine ar fi ca acest sfârșit de an să îi găsească într-un mod în care, fiind foarte tranșanți cu acele persoane, să nu mai permită, neapărat să nu mai lase loc de bună ziua, dar să nu mai permită să nu mai permită acelor persoane să-i influențeze și în 2019 sau să le strice echilibrul sau să pătrundă în viața lor astfel încât să îi tulbure. Deci ideal ar fi să pună capăt unor situații care s-au dovedit a fi nefirești sau în care nu sunt de bun augur. Mai exact, trebuie rezolvate situațiile de impas. De asemenea, tot pentru nativii berbec, tot grație acestui Uranus pe grad anaretic în semnul lor, încă pentru ei, spuneam, s-ar putea ca anumite roluri din trecut să se schimbe. Dacă au fost într-un rol de, să spunem, victimă, victimă călău cu cineva, rolurile se pot inversa, pot deveni ei tartorii. Dacă au fost într-un rol în care cineva a fost, să spunem, foarte amabil cu ei și i-a ajutat enorm, acum s-ar putea ca ei să fie în situația de a ajuta acea persoană și s-a înțeles ideea, deci este o perioadă în care se poate inversa ceva ce până acum a funcționat într-un anume fel, iar de acum va funcționa cu totul altfel și aici ne referim la relația cu oamenii din jur. Să mergem mai departe, Cristina, să vedem pentru tauri perioada aceasta de trecere dintre ani cum se prezintă. Deci așa cum Jupiter ajută și pe berbeci să se libereze de codependență, așa cum spuneai, vine și pentru taur. Deci pe măsură ce anul nou se apropie, taurii cu siguranță vor dori să călătorească și cu siguranță în locuri unde au nevoie de pașaport, poate locuri noi, poate locuri îndepărtate. Dar e mai bine probabil, dacă nu călătoresc în curând, să o facă pe 31 decembrie sau 5 ianuarie după această eclipsă solară, care va fi foarte puternică și plus că este și Saturn în conjuncție cu Soarele, deci făcând călătoria probabil să aibă și întârzieri și obstacole și dificultăți, pentru că asta e energia Saturnului pe care le aduce. Deci nu înseamnă să nu meargă nicăieri, doar să fie foarte precauți, pentru că atâta timp cât Saturnul este cu această energie, poate să aducă foarte multe obstacole, poate crea multe obstacole. Deci și pentru luna viitoare sunt aceste 5 corpuri cerești, toate în Capricorn, dar toate sunt deosebit de prietenoase cu Taurul. Deci poate ei vor dori să stea mai mult acasă în acest sfârșit de an, dar știrile financiare sunt fabuloase pentru tauri acum. Pentru că și asta întotdeauna îi face fericiți pe tauri, cum noi știm, ei sunt foarte atașați de aceste bunuri materiale de multe ori, dar și Jupiter vine într-un fel să le ofere această șansă și să se detașeze foarte mult de aspectele pământene. Ei sunt foarte mult atașați de lucruri, de oameni și frica lor
Cea mai mare de multe ori este să nu piardă ceva din toate acestea. De Jupiter, într-adevăr, le aduce foarte fabuloase aspecte financiare, dar vine și să-i ajute să se detașeze un pic de toate acestea la nivel de suflet, să spunem. Deci vor iubi schimbarea care vine din partea lui Jupiter și mai ales vin bani pe care, în diverse moduri, fie de la moșteniri, fie de la bonusuri, fie de la aspecte pe la care poate nici nu s-au așteptat, sau poate ipoteci sau împărțiri de proprietăți din anumite tranzacții, vânzăruri de bunuri. Deci ideea este că vor avea bani să-și îndeplinească visele, mai ales dacă au avut vise din acelea mai mărețe, vor avea bani suficienți ca să-și îndeplinească visele. Dar Saturn se apropie foarte mult, cum am spus, în această conjuncție și va fi punctul culminant pe 2 ianuarie. Deci este bine să vadă și alte perspective ale obstacolelor care le poate crea această energie de Saturn și să se gândească cine și cum poate să ajute mai mult în aceste obstacole, să nu rămână, să fie mai flexibil, doresc să spun. Deci 31 decembrie este și aduce și luna Scorpion, care este un semn opus Taurilor. Și se pare că cel mai bine ca anul acesta nou să fie foarte atenți la obstacolele lui Saturn. Poate vor dori o cină mai romantică cu cei dragi acasă. Deci au nevoie de mult echilibru în dorința de a poseda și de a avea această lăcămie, probabil, dar tind să fie foarte dependent și prefer aceste relații în care fie îi posedă pe ceilalți, din frica de nu a pierde ceva, dar cu siguranță vor fi mulțumiți de rezultatele care vin acum cu 9 ani în aspectul financiar al lui Jupiter, care este și planeta de daruri și care va fi până în 2 decembrie 2019. Sunt câteva aspecte foarte importante în fiecare perioadă, de fapt vine cu aspectele ei deosebit de importante. Acum avem 3 lucruri care sunt remarcabile pentru fiecare zodie. Avem aceste două planete, Marte și Uranus, planete, spuneam, responsabile cu lucrurile pe care nu le putem controla și cu excesul de zel, cu euforia, cu extravaganța, care se află amândouă pe grad anaretic, în zodii destul de speciale. Marte se află în Pești, un semn responsabil cu credința și liniștea sufletească, deci suntem puțin agresați, în sensul că poate nu avem timp să ne liniștim, să ne relaxăm, lumea este agitată, nu întâmplător avem acest Marte în Pești chiar de sărbători, când toată lumea este euforică și sigur, se agită foarte mult, este mult antren, iar Uranus într-un semn agresiv în sine, semnul berbecului. Al doilea aspect, a doua configurație astrală deosebită, spuneam, este legată de cele 3 planete aflate în semnul Capricornului, Pluton, Saturn, Soare, Soarele fiind chiar și conjunct cu Saturn și, de asemenea, Jupiter și Mercur, aflate amândouă în semnul Săgetătorului. Interesant, Jupiter aflându-se în domiciliu și Mercur în exil, în semnul Săgetătorului. Deci, iată aceste 3 aspecte, aceste 3 configurații, îmi cer scuze, astrale, specifice perioade, amprentează fiecare zodie într-un mod inedit, într-un mod special. Pentru nativii Taur, această perioadă vine cu foarte multă forță pe asumarea unor responsabilități într-un domeniu în care s-ar putea ca Taurii să nu fie foarte școliți, să fie puțin ucenici, de-abia au început în domeniul acela să înțeleagă cum stau lucrurile. Mai mult decât atât, tot această perioadă îi invită către activități poate pe care nu le-au făcut niciodată, dar activități interesante în care pot câștiga bani. Fiind un sfârșit de an, fiind un an de bilanț, Taurii, care știm deja că sunt prima zodie de pământ, o zodie a stabilității, o zodie care îi displace profund orice tip de schimbare sau de ramificație de la viața cu care ei sunt obișnuiți, spuneam, deci această zodie înțelege de fapt că uneori în viață poți să faci și lucruri cu care nu ai fost deloc obișnuit, poți să schimbi o casă, poți să schimbi o profesie, poți să schimbi poate partenerii de afaceri și așa mai departe și să îți meargă mult mai bine. Deci Taurii devin mult mai înțelepți din punct de vedere al accesării acestei zone, atașament versus detașare.
ei nu mai sunt atât de atașați de ceea ce au, dimpotrivă, se pot simți mult mai împliniți făcând lucruri pe care nu le-au mai făcut niciodată, în contexte în care nu au mai fost niciodată și așa mai departe. Doar îi atenționăm să fie atenți, pentru că acest Uranus, această planetă a umanitarismului în semnul anterior și destul de tensionată în perioada asta, să fie atenți cu cer, ajutorul și cu cine se asociază, pentru că nu trebuie să se asocieze cu nicio persoană înainte de a înțelege dacă persoana respectivă este cu adevărat persoana potrivită. În altă ordine de idei, pot apărea lucruri care îi restricționează, poate chiar acolo unde au cea mai mare nevoie de realizare. Deci nu trebuie să neglijeze nici faptul că uneori destinul te pune la încercare și vrea să vadă cât ești de perseverent, nu neapărat cu o acțiune că o acțiune nu este bună sau că o acțiune nu are, să spunem, șansă, ci pur și simplu vrea să vadă universul cât ești de perseverent, cât ești de bine intenționat, cât ești de curajos și așa mai departe. Tot ceea ce își propun, tot ceea ce planifică, tot ceea ce își programează în această perioadă nativii Taur trebuie justificat, trebuie făcut cu foarte mult simț de răspundere și trebuie să fie convinși că lucrurile acestea îi reprezintă. Dacă respectă aceste condiții, le putem garanta taurilor că vor avea un început de an în care veniturile lor vor fi mult mai bune decât anul anterior, pentru că sunt foarte favorizați de acest Pluto-Saturn-Soare aflate în al treilea semn de pământ în Capricorn, într-o variantă în care pentru ei acest aspect este foarte interesant din punct de vedere financiar. Mergem mai departe să vedem pentru nativii Gemeni, Cristina, care sunt aspectele perioadei imediat următoare. Deci pentru Gemeni, Jupiter acum se află în casa șaptea lor de căsătorie, de parteneriat, deci din nou, dacă Gemenii s-ar gândi în 2006-2007 la această trecere dintre ani atunci, poate au lăsat lucruri neîncheiate dintr-un parteneriat atunci, fie despre un parteneriat de dragoste sau în afaceri. Dar este mai probabil, este chiar foarte probabil mulți gemeni să se căsătorească în acest an datorită lui Jupiter în casa lor de căsătorie și parteneriat. Parteneriatele vor fi strălucitoare și pentru anul care vine pentru gemeni. Noi știm că foarte mulți gemeni au tendința de a face totul singur, dar iată că Universul le oferă șansa de a angaja foarte multe persoane care să-i ajute, fie că este un contabil, fie că este un PR sau cineva care să-i ajute în aspectele la care doresc să se dedice. Vor avea un an întreg care să se gândească probabil la căsătorie, de ce nu? Sunt sigură că foarte mulți gemeni, poate chiar dacă nu s-au gândit vreodată la vreun parteneriat acum prin Jupiter, Universul le dă șansa să se căsătorească. Dar vor fi foarte asemenea pentru ei benefice multe aspecte și în afaceri, pentru că acest parteneriat poate să se refere și la afaceri, nu neapărat un parteneriat în dragoste. Deci dacă vor chiar să se dedice la ceva ce le place foarte mult, au o bună șansă acum să aibă asociații de orice fel, în PR, în agent de publicitate, în expert, în ajuta în ceva specific. Deci este... Ideea este că să nu mai facă totul singuri, pentru că acum le oferă Universul această șansă, dar ei să-și dea voie să primească această șansă, pentru că ei au de vindecat tot această casă a parteneriatului Gemeni, care s-a întâmplat probabil acum 12 ani. Deci luna trecută, în 15 noiembrie, Marte a intrat în Pești, cum ai spus, și o să lumineze foarte mult punctul culminant al gemenilor în casa 10-a, de onoare, de realizări, de faimă, de aceea am spus că ar putea să angajeze pe cineva, un expert, care să-i ajute în aspectele pentru care ei doresc să se dedice. Deci Marte se va deplasa și le va oferi această șansă foarte avantajoasă, care nu vine de foarte multe ori, pentru că cu Marte în astfel de poziție, este pentru prima dată în 2 ani pentru gemeni, care le oferă Marte un acest avantaj enorm pentru a avea atenția pe care o doresc. De aceea spune gemenilor ca sugestie să nu pierdă această șansă, pentru că poate nu mai vine a doua oară. Au trecut 2 ani de când au avut o astfel de favoare de la Planeta Roșie și astrologii întotdeauna sau astrologii vechi se refereau la Marte, care este că atunci când îl avem în graficul nostru, lucrurile chiar încep să se întâmple. Deci dacă gemenii și-au pierdut speranța, Marte le aduce acum, să spun așa, o prezență pe care poate ei nu au sperat-o.
Deci, din nou, prezența aceasta Saturn cu soarele în gemeni sugerează ca să fii foarte atent pe ce cheltuie banii. Pentru că Saturn în conjuncție de soare este planeta înghețată, cum am spus, și rece, dar gemenii au Saturnul acesta în sectorul de bani altor oameni. Deci de aceea este foarte bine să fie chipzuiți acum cum cheltuiesc banii, cum, chiar dacă Marte le dă foarte mult curaj și încredere și îi îndeamnă la foarte multe proiecte importante. Deci în această diagramă, să spun, al gemenilor se învârte foarte mult în jurul carierei lor, în parteneriate, au muncit mult pentru a ajunge aici gemenii, deci este bine să își ofere această șansă, cum am spus mai devreme, de a accepta colaboratori de orice fel și de a vindeca și de ce au lăsat în urmă acum 12 ani când Jupiter a fost atunci la ei. Deci anul nou este bun pentru ei și chiar îi învață foarte multe în aspecte ale relațiilor. Ei de multe ori caută un geam cu care să împărtășească ceea ce au învățat și de aceea și vine acum Universul să le ofere această conjuncție și planetară cu Jupiter în casa lor a șaptea de căsătorie și parteneriat. Interesant, pentru gemenii au avut de înțeles filozofia casei a opta, care este casa Scorpionului, acolo unde au avut și au de fapt de ceva vreme Saturn și Pluton, acum și cu soarele acolo, chiar au șansa de a înțelege mesajul casei Scorpionului, o casă deloc ușor de înțeles, pentru că știm, deja Scorpionul este o zodie foarte misterioasă, de fapt cea mai misterioasă zodie, mistică, greu de citit, greu de descifrat, căreia îi place tot ceea ce este ascuns și mai puțin la vedere. Pentru gemeni care sunt o zodie atât de deschisă și atât de ușor de citit, exact opusul zodiei Scorpionului, această combinație gemen-scorpion, în sensul că toate cele trei planete în casa Scorpionului au dat gemelor o amprentă de scorpion în ultimii ani, este ceva nou. Ca atare, și acest sfârșit de an îi invită pe gemeni nu numai să devină mai maturi, dar să și înțeleagă de ce anumite afaceri, anumite situații, chiar și anumite relații, nu au mers sau nu au ieșit așa cum trebuie. Această, spuneam, natură misterioasă a casei a opta, ea le-a îngreunat puțin descifrarea și descoperirea misterului în acele zone în care lucrurile nu au mers așa cum trebuie. Însă ei nu-și dau seama cât de mult s-au transformat în ultimii ani. S-au transformat în primul rând pentru că au învățat ce este răbdare, au învățat să aștepte, pentru că multe lucruri nu le-au ieșit atunci când și-au dorit. În al doilea rând, au fost anumite persoane poate care i-au dezamăgit tot pe profilul casei a opta, în care lucrurile nu stau exact așa cum ți-ai dorit tu să stea, și alte persoane la care poate nu au avut așteptări i-au recompensat și i-au tratat cu foarte mult respect și i-au ajutat fără doar și poate. De asemenea, toate lucrurile interesante pe care și le-au propus și evenimentele în care au vrut să, cu care au vrut să se familiarizeze, nu întotdeauna au ieșit așa cum a trebuit. La acest sfârșit de an trebuie să urmărească ce tip de activități au funcționat în 2018 pentru a înțelege că 2019 nu este decât o continuare a lui 2018, deci ceva ce n-a funcționat în 2018, puțin probabil să funcționeze anul următor. Deci ar trebui să înțeleagă de ce nu au funcționat anumite lucruri, ce le-a oprit, poate pur și simplu nu era un destinul lor, și ce a mers de la sine acea situație, urmând a fi tratată cu mult mai multă atenție în 2019. De asemenea, tot pentru gemenii s-ar putea să pună bazele unui nou drum profesional. Vom vedea foarte mulți nativi gemeni care încep lucruri pe care au toate șansele să le facă mulți ani de aici încolo, cu asociații, au foarte mare noroc în zona asocierilor, acest Jupiter și Mercur în casa asocierilor pentru ei în semnul săgetătorului arată un anumit profil de asociați, adică oameni care călătoresc mult, oameni care au principii, oameni care sunt deja realizați, oameni cu putere destul de mare și putere de decizie și forță socioprofesională și oameni care deja sunt realizați. Deci nativii gemeni pot fi ajutați în această perioadă de oameni care au acest profil. Chiar dacă, din păcate, ei se află în anumite încurcături financiare, pentru că, practic, nu o să vedem niciun nativ gem în această perioadă care să nu aibă fie un proces, fie o încurcătură, fie o datorie, fie un credit, fie o
o casă neterminată și așa mai departe. Este aproape imposibil, spuneam, pentru că tocmai asta e lecția lor, să învețe cum să descurce lucrurile încurcate în punere financiar și totuși au foarte mare noroc pe zona relațională. Deci vor fi mult ajutați de oameni cu mare forță, spuneam, socioprofesională. Să mergem mai departe, să vedem, Cristina, pentru raci cum se prezintă zilele următoare. Pentru raci se întâmplă multe lucruri și de multe ori poate chiar prea multe. Se întreabă probabil racii la ce să acorde mai mult atenție. Deci aparent toată lumea are nevoie de raci în ultimul timp. Deci sunt foarte solicitați, preocupați, mai ales de un partener. Racii. Poate nu se înțeleg bine cu un partener, poate partenerul are nevoie de ei pentru că sunt foarte îngrijonați de bunăstarea lor sau de modul în care se simt. Evident, vorbesc despre un parteneriat important, deci un parteneriat de dragoste sau de afaceri care durează de mult timp. Aici nu este cazul în acelor parteneriate care s-au întâlnit de curând. Deci preocuparea pentru raci ajunge foarte mult să devină pentru această persoană. Și mai mult se va menține probabil și în ianuarie 2019, pentru că și racii probabil o să-și dea seama că au nevoie de momente de contemplare, să gândească cele mai bune soluții acum, cum să facă față unei relații. Deci și în ianuarie 2019 le aduce nevoie de o decizie, chiar foarte decisivă, pentru că și Soarele, și Luna nouă, și Saturn, și Pluto, și Mercur, sunt toate în sectorul lor de parteneriat. Deci, iată, sau în sectorul de căsătorie, plus eclipsa solară din 5 ianuarie, deci, care sunt toate în Capricorn. Deci, iată cum ei, acum, parcă trebuie să jongleze cu toate aceste planete din Capricorn, care se opun Soarelui în luna viitoare, în ianuarie 2019, și toate aceste activități planetare le dă și forța să ia o decizie în funcție de mesajul pe care îl aduce eclipsa. Noi știm că eclipsa aduce mari transformări și eclipsa de soare are de multe ori a de face cu energia masculină. Deci luna ianuarie cu siguranță le va aduce mai multă lumină și claritate destul de repede. Deci sugestia mea ar fi să nu ia decizii foarte rapide acum, foarte concrete, negândite, pentru că s-ar putea să nu fie cea mai bună. Deci este posibil să fie pregătit să ia o decizie și să gândească adânc în privința acestei persoane. Deci situația pare foarte complexă cu toate aceste planete în casa parteneriatelor pentru ei, deci sugerez să se sfătuiască în interiorul lor înainte de a alege, de a face un pas pe care poate nu le aduce foarte multă claritate. Deci în viața racilor, în carieră să spunem, acum Jupiter, care știm că este planeta care dorește foarte multe noroc, este merită o atenție importantă pentru raci, pentru că este în segetător în sectorul lor de muncă și ajută foarte mult. Mai ales au trecut 12 ani de când Jupiter a intrat în această parte a graficului pentru raci și iată, este o energie care revine de atunci și care va fi până în 2 decembrie 2019, deci probabil și pentru viitorul an care vine, nou an care va veni, se vor dedica foarte mult racii și la locul de muncă, pentru că au această energie foarte mult care îi ajută. Deci nu vor avea lipsă de proiecte noi, foarte multe proiecte, să găsească oameni calificați care să-i ajute, deci vor fi foarte mult ajutați și Saturnul le face și dorința aceasta de a avea un angajament pe termen lung, deci cu siguranță cei cu care o să lucreze vor fi cei specializați, cum ai spus și tu înainte, le aduce mari rezolvări în viață, scopuri majore, cum ar fi aspecte în acest parteneriat și de căsătorie și de copii. Deci Saturn îi face să fie mult mai maturi și mai realiști. Noi știm că racii au avut multe de învățat și de la familie, poate n-au știut cum să-și dedice timpul și familiei și carierei, dar acum Saturn i-a învățat să fie mai conștienți de trecerea timpului, pentru că Saturn guvernează timpul. De asemenea, trebuie să fie foarte atenți, să fie în acord cu adevăratele lor intuiții și nevoi. Și provocări financiare, da. Da, este un an de mare intuiție și un sfârșit de an, de fapt, de mare intuiție. Un sfârșit de an care le propune racilor să elimine tot ceea ce produce disarmonie. De asemenea, își pot îndeplini obiective pe care și le doreau de mult, cu singura condiție de a nu deveni prea împătimiți. Este un an care poate să-i aducă pe nativi rac pe linia lor de destin, fără să-și dea seama. Poate linia lor de destin nu este cea pe care eu cred, poate este cu totul alta. Această conjuncție deosebit de intensă este
este o conjuncție mult mai intensă decât credem noi, acest Soare-Saturn. Ea este specifică perioadelor în care oamenii fac lucruri extraordinar de serioase și care pot avea mare impact asupra lor pe termen lung. Dar revenim după publicitate pentru a vedea mai exact pentru nativ Irak ce înseamnă această conjuncție Soare-Saturn după publicitate. Am revenit, vorbeam despre nativ Irak și despre importanța acestei conjuncții Saturn-Neptun. În general, ea este importantă. Ea vine cu recompense, dar nu imediate. Deci, la ce ar trebui să fie atenți racii? Să înțeleagă că tot ceea ce fac bine în această perioadă, munca, pentru că sunt anumite situații și anumite contexte în care aceștia muncesc mult mai mult poate decât li se pare lor că ar trebui, vor fi recompensați fără doar și poate, dar nu neapărat imediat. Poate fi anul 2020, un an al recompenselor, acolo unde racii muncesc acum și lor li se pare că munca nu este absolut deloc recompensată. Niciun moment nu ar trebui să ignore acele persoane sau acele situații care le arată punctele slabe. Nu întotdeauna, să spunem, o situație de eșec atunci când ți se pare că ai făcut un lucru greșit sau când pur și simplu ai avut un eșec într-un domeniu sau în altul, nu înseamnă neapărat că nu are niciun rost în viața ta sau că ai pierdut timpul. Înseamnă că pur și simplu acea situație îți arată punctele slabe. 2019 va fi un an în care racii vor lua foarte multe măsuri pentru a anula sau pentru a atenua ceea ce a condus în aceste puncte nevralgice sau vulnerabile. Sfârșitul de an și această buclă energetică prin care ei trec în 2019 le arată faptul că trebuie să pună accent pe latura morală a lucrurilor. S-ar putea să vedem raci care fac totul, parcă au chiar un soi de obsesie să facă lucrurile într-o manieră foarte morală, principială, să nu mai greșească față de nimeni, să-și atenueze anumite defecte, chiar dacă au fost defecte majore, și să încerce să le transforme în calități. Să nu acționeze absolut în niciun domeniu arbitrar, ad hoc, pur și simplu să facă toate lucrurile foarte, foarte calculat. Acest nord-nord în semnul lor o să impulsioneze extraordinar de mult, să devină și foarte buni specialiști. Vom vedea că ei vor începe anul cu o vigilență deosebită asupra lucrurilor imorale pe care le fac alții sau pe care poate ar putea și ei să le aibă într-un potențial să le facă, pentru că nu mai vor să acționeze la impuls. Ei vor să fie foarte corecți atât cu ei cât și cu ceilalți, pentru că au înțeles ce înseamnă să faci lucrurile de pe o poziție care nu este plăcută lui Dumnezeu. Da, așa este, până în 2020, nu prea Saturnul, dar când se ne învață Saturnul ceva, lecția rămâne pe viață. Deci cu Saturnul în casa lor, cu aceste provocări, cu siguranță le oferă multe șanse să culeagă roardele în 2020. Deci să trecem la lei, să mergem la nativii lei. Da, să trecem la lei, să vedem, Cristina, acest sfârșit de an, această, spuneam, bucla aceasta de trecere către 2019, cum îi amprentează pe nativii lei? Deci le-au trecut prin multe frustrări, chiar dar de luna trecută cu Jupiter, acum în casa 5-a, care este în casa de iubire adevărată, le dă un impuls încrezător leilor. Deci Jupiter va rămâne în partea aceasta graficului pentru lei un an întreg, până în 2 noiembrie 2019, și cu siguranță, prima oară în 12 ani, Jupiter este acum în sectorul lor romantic. Deci vom vedea lei care se îndrăgostesc sau care se vor căsători, care vor regăsi iubirea adevărată, că dacă sunt deja căsătoriți și au deja iubirea adevărată, poate vor avea vești foarte bune de la partenerul lor. Deci veștile sunt bune să regăsească iubirea pe care poate mulți au așteptat-o și n-au considerat-o. Dar este vorba de copii, de foarte mulți lei care doresc copii. Este o foarte bună perioadă acum, anul care vine, să se gândească, să conceapă dacă vor un copil, dacă lei l-ar dori și n-a venit până acum, este cea mai bună perioadă și este benefică pentru a naște, pentru a concepe, pentru a merge la un medic specialist. Deci Jupiter îi ajută foarte mult. Pe 31 decembrie Saturn se află din nou cu Soarele, va fi pe vârf ca o conjuncție aceasta pe 1 ianuarie și această noapte, care este și trecerea dintre ani, îi face pe lei să dorească chiar o noapte romantică și simplă, nu
înseamnă neapărat că nu este frumoasă, dar cum leii de multe ori le place să fie în centrul atenției, poate de data aceasta doresc să fie cu persoana pentru care simt ceva și chiar să gândesc la aspecte serioase, la, pe termen lung. Deci și simplitatea are frumusețea lor. Pe 5 ianuarie se va schimba foarte multe pentru lei, 5 ianuarie 2019, pentru că misiunile zilnice vor fi foarte schimbate, multe schimbări personale. Și mai ales anul, noaptea lui anul de Revelion, este un tranzit în Scorpion, Saturn și Soare, care va face să se simtă acasă oriunde ar fi. Deci oriunde ei aleg să petreacă și noaptea de Revelion, se vor simți foarte mult acasă. Deci o să vedem